Mi s-a spus în această dimineață că noi trăim într-o Ninive modernă sau postmodernă. O Ninive care s-a globalizat și în care păcatul acoperă toată planeta pe care trăim noi. Oriunde ne-am duce pe planeta Pământ, oricât am călătorit în toate direcțiile, Păcatul este peste tot. Nu cred că poate cineva să contrazică acest adevăr evident. Întrebarea care mi-am pus-o în această dimineață și cu care vreau să ne întoarcem la pasajul din Osea, capitolul 12, este următoarea. Dacă Dumnezeu din cer vede că păcatul acesta se răspândește peste tot, care este atitudinea lui Dumnezeu față de această stare de lucruri? Când păcatul se înmulțește pe planeta Pământ, va ajunge la oamenii care se numesc copii ai lui Dumnezeu sau poporul lui Dumnezeu. Dumnezeul acesta care stă pe scaunul de Domnie, care guvernează toată creația aceasta, Dumnezeul acesta ce face, frații mei? Și din Sfânta Scriptură descoperim că, în situația asemănătoare cu cea în care ne găsim noi, în istorie, când păcatul s-a înmulțit și s-a îndreptat spre Dumnezeu, a început să strige la Dumnezeu, Dumnezeu din cer s-a mâniat. A reacționat. Vă vine să credeți că Dumnezeu ăsta despre care noi povestim sau spunem că e Dumnezeu dragoste, din când în când Dumnezeu ăsta se mânie. Vă vine să credeți? Sau nu vă vine să credeți? Mânia asta lui Dumnezeu, dragii mei, nu este o reacție așa scăpată de sub control. Dumnezeu nu se poate abține. E alegerea lui Dumnezeu să reacționeze față de ce se petrece în această lume, pe planeta Pământ. Dumnezeu alege să se mânie. Și în această dimineață, cuvântul Domnului spune în versetul 14 așa, Efraim a mâniat rău pe Dumnezeu. Cine era Efraim? Frații mei, poporul lui Dumnezeu. Citeți versetul 2. Domnul este în ceartă și cu Iuda. Și vă întreb cine era Iuda, frații mei? Poporul lui Dumnezeu. Am înțeles ca Dumnezeul din ceruri să se mânie pe Sodoma, pe Gomora, să se mânie pe planeta pământ ce să aducă potop, pentru că planeta asta, pământ, zace în cel rău, este plină de păcate. Dar Dumnezeu din cer să se mânie pe cei care se numesc poporul lui Dumnezeu? Vă vine să credeți asta? Din, din Scriptură am citit. Câți dintre dumneavoastră v-ați gândit vreodată că s-ar putea ca Dumnezeul acesta, căruia îi spunem Tată, Dumnezeul acesta să fie mâniat pe noi. V-ați gândit vreodată? Sau ne legănăm dulce în ideea asta că Dumnezeu ăsta ne iubește oricum. Îl slăvesc pe Dumnezeu că este dragoste și că ne iubește. Și că ne dă șansa pocăinței. Dar dacă nu vrem să ne pocăim? Vă gândiți că Dumnezeu asta ar putea să se mânie pe noi? M-am uitat la textul acesta și mi-am pus întrebarea, Doamne, de ce te-ai mâniat pe ei? Sau de ce te-ai pe noi? Și mânia asta lui Dumnezeu despre care citesc aici, ascultați până unde duce. Domnul va arunca asupra lui, asupra Efraimului pe care e mâniat, sângele pe care l-a vărsat și va răsplăti o cara pe care i-a făcut-o Efraim lui Dumnezeu. Domnule, de ce? De ce ai această stare de mânie lăuntrică? De ce această pornire, Dumnezeule, înspre a pedepsi, înspre a răsplăti după faptele lui? Dumnezeule, de ce? Știți de ce, frații mei, se întâmplă lucrul acesta? Pentru că ei și noi, de foarte multe ori, îl eliminăm pe Dumnezeu din viața personală. Sau nu se întâmplă asta? Și vreau să predic în minutele următoare despre eliminarea lui Dumnezeu din viața personală. Dacă suntem careva care ne găsim aici, Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Că încă mai este har la Dumnezeu. Încă mai este îndurare la Dumnezeu. Cum se exprimă concret, dragii mei, eliminarea lui Dumnezeu din viața personală? S-ar putea să mergem la biserică, s-ar putea să slujim, s-ar putea să citim din scriptură, să ținem sărbătorile și cu toate acestea să-l fie eliminat pe Dumnezeu din viața noastră personală. Cum se exprimă asta? Știți cum se exprimă asta uneori? Mai întâi de toate se poate exprima prin înlocuirea slujirii lui Dumnezeu. Când Dumnezeu ne-a luat din lumea asta, ne-a căutat cu Evanghelia, ne-a căutat prin Domnul Isus Hristos. Ne-a vorbit prin cuvântul scripturilor și ne-a chemat să venim la împărăție, dragii mei. Știți că Dumnezeu din momentul acela așteaptă să-i slujim? Știți, frații mei? Și vă întreb pe dumneavoastră, simțiți că îi slujiți lui Dumnezeu? Da sau ba, frații mei? Și dacă spuneți da, vă întreb în această dimineață, înaintea lui Dumnezeu, cum se exprimă, cum ar trebui să se exprime această slujire adusă lui Dumnezeu? Știți cum? Prin actele mele de închinare și prin actele mele de ascultare înaintea lui Dumnezeu. Că altfel pot să mă numesc oricum, creștin de orice culoare. Dacă Dumnezeu din cer nu găsește la mine acte de închinare și acte de ascultare, dragii mei, slujesc oricui, dar nu lui Dumnezeu. Îi spune Sfânta Scriptură aici, dragii mei, că Galadul, adică acest popor al lui Dumnezeu, s-a dedat la o altă slujire. Dumnezeu din cer aștepta să îi se slujească și oamenii aceștia s-au dus la alții să slujească. Ce nu fie ăștia alții? Îi numește Biblia aici idoli. Bine, frate, Relu, dar noi nu avem idole. S-ar putea să nu avem idoli. S-ar putea. S-ar putea să avem idoli. S-ar putea să avem. Nu un idol cioplit neapărat în lemn, sculptat în lemn sau cioplit în piatră, dar un idol, ceva care este mai puțin decât Dumnezeu cel adevărat, dar înseamnă foarte mult pentru noi. Știu despre un indian care avea două chipuri ciopite acasă, două idoli. El îi numea Dumnezeu. Unul era mai mic și altul era mai mare. Din când în când se retrăgea în camera unde avea locul special pentru Dumnezeu ăștia lui și se închina. Și copilul lui l-a văzut, era un băiat mai mare, l-a văzut și a zis, Tată, ce faci acolo? Mă închin lui Dumnezeu. Bine, dar Dumnezeu, Dumnezeu ăștia. -s... Doi idoli, două bucăți de piatră. Tată, așa de tare s-a supărat și a zis, copile, să nu mai vorbești niciodată așa. ăștia sunt Dumnezei care ne ajută. Care ne susțin în viață. ăștia sunt Dumnezei noștri. Și atunci zi băiatul ăsta, când tatăl era plecat de acasă, a luat o, o măciucă, un băț, și-a dat și l-a făcut praf pe unul. Și-a pus bățul ăsta în mâna idolului mai mic, Că a stricat pe cel mai mare. Și a venit tata de acasă și s-a mirat și s-a supărat și a zis, cine a făcut asta? Și a zis, băiatul, Dumnezeu ăsta mai mic. Și a zis, tata, nu se poate! Ăsta e doar o bucată de piatră! Nu se poate să fi luat ciomagul și să fi făcut praf pe, pe Dumnezeu ăsta mai mare, pe idolul ăsta mai mare. Și a zis, băiatul, tată, ce ți-am spus eu că e o bucată de piatră? Și că nu poate. N-ai vrut să mă crezi. A ziceți noastră, noi nu avem Dumnezei de felul ăsta. Că nu avem niciunul dintre noi acasă o cameră în care să avem un chip cioplit, un chip sculptat, nu avem așa ceva. Se poate. Dar vreau să vă spun ceva. S-ar putea ca noi să avem un Dumnezeu pe care să-L numim așa ca în Biblie, Tatăl nostru care ești în ceruri. Dar dacă Dumnezeul acela nu are toate atributele Dumnezeului de aici, Dumnezeul acela este un idol. Chiar dacă noi îl numim Tată din Ceruri. Dacă Dumnezeul acela se aseamănă cu noi, adică avem impresia că nu vede, nu aude, nu știe, frații mei, este un idol. Că Dumnezeul Scripturii este un Dumnezeu puternic, tot prezent, Dumnezeu care știe toate lucrurile. E adevărat, frații mei. Dacă Dumnezeul la care eu mă închin, am impresia că nu vede și pot face orice. Că nu aude și pot vorbi orice. Dumnezeul acela este un idol. Un idol de al zilului noastre. L-am eliminat pe Dumnezeu din viața noastră atunci când am înlocuit slujirea acestui Dumnezeu care e din veșnicie în veșnicie și ne închinăm unui Dumnezeu care seamănă tare mult cu noi. Are limite. Știți când Ilia a adunat poporul lui Dumnezeu să aleagă pe adevăratul Dumnezeu și au venit și profeții lui Bal, i-a pus pe a lui Bal să aducă primii jertfa și să strige la Dumnezeu la acela numit Bal să aducă foc. Și au început să se roage. Și Ilie, ca să-i facă să priceapă că ăsta nu-i Dumnezeu, ci că e ceva în mintea lor, e inventat de ei, e ceva care seamănă cu omul muritor, a zis, strigați mai tare, poate doarme. Vă întreb, Dumnezeu ăsta adevărat al Bibliei doarme vreodată? E adevărat că Dumnezeul acela bal semăna cu omul? Poate e în călătorie și dacă e în călătorie, n-are vreme de voi. Nu vă poate auzi, strigați mai tare. Nu vi se pare că Dumnezeu ăsta, așa a zis Dumnezeu, semăna cu omul muritor? Dragii mei, ori de câte ori, am această idee despre Dumnezeu că nu mă vede, că nu mă aude, că nu știe despre mine. Nu uitați, am înlocuit slujirea lui Dumnezeu cu o slujire la idoli, că Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu cel adevărat este așa cum zice în Biblie. Vede, aude, știe, poate. E un Dumnezeu care într-o zi ne va chema la judecată. E Dumnezeul care într-o zi va pune totul sub ochi. În fața acestui Dumnezeu trebuie astăzi să mă pocăiesc dacă l-am eliminat din viața mea. Al doilea rând. Eliminarea lui Dumnezeu din viața personală se poate manifesta și prin înlocuirea ajutorului divin în viața personală. Noi oamenii suntem creați de Dumnezeu în așa fel încât să avem nevoie să fim ajutați. Adică nu ne descurcăm singuri. Simțiți asta pe pielea dumneavoastră? Simțiți asta? Amin. Încă de la început, Dumnezeu i-a spus, sau a zis despre Adam, nu-i bine ca omul să fie singur. Are nevoie de. Ceva? De ce? De ajutor. Și o să-i fac un ajutor. Și fiecare om din lumea aceasta, mai de multe ori sau de mai puține ori, are nevoie de cineva să îl ajute. Spune Sfânta Scriptură, scrie apostolul Pavel Romanilor, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Uitați, sfinții au nevoie de ajutor. Și noi ne ajutăm unii pe alții. Când vin biletele astea aici la amvon duminica dimineața sau peste săptămână, dragii mei, ajutați-mă rugăciune. Da? e o dovadă că ne ajutăm. Să e unul sărac care are nevoie de o mână întinsă. Sau de un bolnav transportare pe de la spital are nevoie de ajutor. Dar dincolo de asta, frații mei, simțiți că avem nevoie să ne ajute Dumnezeu din ceruri? V-ați rugat lui Dumnezeu de în viață să vă ajute? Cred că în fiecare zi facem. Dar V-a ajutat vreodată Dumnezeu în viață, frății mei? Dumnezeu este un ajutor, se spunea în această dimineață, care nu lipsește niciodată nevoi. Așa e Dumnezeu. Și toate problemele mele, toate frământările mele, toate neputințele, toate lipsurile mele duc înaintea lui Dumnezeu și zic Dumnezeu le ajută mă. Și Dumnezeu din cer știe cum să mă ajute. Haideți să vă spun ceva. Spune Sfânta Scriptură în locul acesta următoarele cuvinte. Lui Efraim îi place vântul și leargă după vântul de răsărit zilnic mărește minciuna și înșelătoria, face legământ cu Asiria și duc un lemn în Egipt. Și vă întreb de ce? De ce face legământ cu Asiria și de ce duc un delemn în Egipt? Știți de ce? Pentru ajutor. L-au pus deoparte pe Dumnezeu, l-au eliminat pe Dumnezeu din viața personală și au înlocuit ajutorul lui Dumnezeu cu ajutorul puternicilor zilei. Astea erau națiunile puternice atunci, Asiria și Egiptul. Și vă întreb, nu vi se pare că noi de multe ori înlocuim ajutorul lui Dumnezeu cu ajutorul puternicilor zilei? Nu vi se pare? Și întrebarea este de ce? De ce facem, dragii mei, nebunia asta să-l punem deoparte pe Dumnezeu, ajutorul care nu lipsește niciodată nevoi, să ne ducem la puternicii zilei să ne ajute. Care poziția cu tare la primărie, care poziția cu tare cine știe unde, la președinție și așa mai departe. De ce puternicii zilei? Și de ce? Facem asta. De ce au făcut-o ei? Pentru că ajutorul acesta al oamenilor, al puternicilor zilei, este mai ieftin. Poate ziceți cum? Că dacă duceau un delem ăștia în Egipt, duceau să plătească cumva ajutorul. E mai ieftin decât ajutorul lui Dumnezeu. Poate știți toate scandalurile care sunt în ultima vreme când o judecătoare a primit un milion de, de euro să dea ajutor. Ați auzit despre asta? Și a fost, a, a fost arestată. Și un milion de euro este mai ieftin decât să stai înaintea lui Dumnezeu să te ajute. Știți de ce? Pentru că la oameni te duci și plătești și apoi faci ce vrei. Dar la Dumnezeu nu poți să faci ce vrei. Dacă vrei ajutorul lui Dumnezeu, trebuie să te încadrezi în voia lui Dumnezeu. La oameni te duci și plătești, la unii mai, Puțin la alții, mai mult, și apoi trăiești cum vrei tu. Și asta e ieftin. Dumnezeu din cer, ca să fie ajutorul care nu lipsește niciodată nevoi, are pretenții. Și pretenția lui Dumnezeu este să ascultăm în toate lucrurile de El. Și asta nu e chiar așa de simplu. Pentru că asta trebuie să ne urmărească toată viața. Saul din Vechiul Testament, împăratul lui Israel, avea nevoie de ajutor. Filistenii îi băteau țara și a mobilizat armata. Și avea nevoie de Dumnezeu să-l ajute în lupta asta împotriva Filistenilor. Și s-a rugat lui Dumnezeu. Și vă întreb, frați și surori, a venit ajutorul lui Dumnezeu? În situația asta despre care vă spun acum, n-a venit. N-a venit. Nu i-a răspuns nici prin visuri, nici prin vedenii, nu i-a răspuns nici într-o altă formă, urim, tumim sau altfel. Dumnezeu din cer tăcea și Saul, bietul de el, nu știa ce să facă, fil veneau peste el. Domne, de ce nu-i dai ajutor? Că tu l-ai un scamparat? Tu ți-ai pus unde lemnul peste el. Și l-ai luat de undeva, din anonimat, un căutător prin țara măgărițelor părinților? L-ai luat să-l ungi împăratul lui Israel. Și în ziua în care împăratul ăsta strigă, Dumnezeule, tu nu răspunzi de ce? De ce nu vrei să-l ajuți? Pentru că omul acesta, cu consecvență, n-a ascultat de Dumnezeu. Dumnezeu l-a mânat într-o direcție, a spus ce să facă și l-a făcut după capul lui n-ar trebui să ne mirăm, dragii mei, dacă uneori Dumnezeu ne lasă baltă și nu ne ajută. Dacă cu consecvență nu vrem să ascultăm de El. Ajutorul lui Dumnezeu, dragii mei, costă. Costă ascultarea noastră de Dumnezeu. Și de aceea oamenii ăștia l-au înlocuit pe Dumnezeu ca ajutor cu alte ajutoare, pentru care plăteau și făceau ce voiau după aceea. Dumnezeu vrea să ne ajute în toate circunstanțele vieții. Dar are pretenția să ascultăm de el. Și foarte repede, încă un gând, dragii mei. În al treilea rând, eliminarea lui Dumnezeu din viața personală se manifestă uneori prin înlocuirea standardelor divine. Când Dumnezeu, dragii mei, ne-a chemat să fim a lui, să-i slujim lui să fie ajutorul nostru. Dumnezeul acesta ne-a pus înainte niște valori care să acoperă toate domeniile vieții noastre. Așa trebuie să trăiți. Recunoașteți că asta a făcut Dumnezeu, frații mei? Amen. În textul din această dimineață, Dumnezeu se ocupă prin această profeție de un anumit segment din viața evreilor, al lui Efraim să spun așa, care se cheamă afaceri. Adică această căutare după bunuri. Și -o spunea Efraim la un moment dat, m-am îmbogățit. E rău să te îmbogățești sau nu erau? Nu vă grăbiți. Frații mei, dacă Dumnezeu vrea să fii bogat, e în regulă să fii bogat. Că oamenii lui Dumnezeu au fost bogați. Problema este, dragii mei, să respecti o anumită etică a îmbogățirii. Dacă vă întreb în această dimineață, care este etica îmbogățirii? Ați putea răspunde la întrebarea asta. Cum poți să te îmbogățești și totuși să fii în voia lui Dumnezeu? Cum? Să muncești, să fii corect și să te încrezi în Dumnezeu. Este asta etica îmbogățirii? Să muncești, să fii corect. Și să te încrezi în Dumnezeu, că Dumnezeu e cel care îți binecuvintează munca. Să fii corect, și din punct de vedere legal, și din punct de vedere moral. O femeie avea 20 de bănuți de argint. A ajuns într-o mare criză, într-o mare nevoie, s-a dus la un specialist să îi vândă, să primească bani pe, pe ei. Și i-a verificat, i-a controlat. Și a zis, pot să-ți dau 500 de dolari pe ei. Femeia în criză a zis, bun, dăm 500 de dolari pe ei. Și omul ăsta a dat 500 de dolari pe ei. Știți cu cât i-a vândut el după aceea? Cu 10.000 de dolari. E legal ce a făcut el. Că asta era meseria lui. Să cumpere și să vândă. E legal. E corect din punct de vedere al legii. Dar nu e corect din punct de vedere al moralei. Femeia asta săracă pe ce are ea să câștige 500 de dolari și tu să câștigi 9500 de dolari. Mă înțelegeți? Este o anumită etică. Să muncești, să fii corect și să te încrezi în Dumnezeu că binecuvintează munca. Ei, dragii mei, Efraim, când l-a eliminat pe Dumnezeu din viață, a pus deoparte etica asta și a ascultat ce a început să facă. are în mână o cumpănă mincinoasă și îi place să înșele. Face asta parte, dragii mei, din etica lui Dumnezeu de a te îmbogăți sau nu face parte? Când pui deoparte etica asta lui Dumnezeu, standardul lui Dumnezeu pentru afacere, e un negustor Efraim, zice Biblia aici, un om de afaceri, dacă vreți, dar de pus deoparte etica lui Dumnezeu și minte și înșală sau asuprește, de ce înseamnă să suprești pe cineva? Și lucrul acesta nu e de domeniul trecutului. În comunism eram învățați ca suprirea s-a terminat odată cu, cu uh, regimul din dinaintea comuniștilor. Burghezo-moșiresc. A supri pe cineva înseamnă, dragi mei, să îl oblici fără să-i dai drepturi. Să-l oblici să facă, să muncească, fără să-l răsplătești pentru ceea ce face. Asta înseamnă suprire. Spune Iacov aici, în cartea lui, despre bogați. Plata secerătorilor pe care voi ați oprit-o, ce face? Strigă la Dumnezeu. Asta este asuprire. Când îl pui să muncească fără să-l plătești. E asuprire. Și asuprire, dragii mei, înseamnă și supra-solicitare. Adică se ocup timpul celui pe care tu l-ai angajat să muncească doar pentru tine, să nu-i rămână timp pentru altceva. Bună oară pentru închinare, dacă vreți. Și faraonul în Vechiul Testament știți ce a zis? Știți? Evrei ăștia care s-au mulțit așa de mult să aibă aceeași normă, adică să facă același număr de cărămizi, fără să li se dea paie cum li se dea înainte. De ce? să nu mai aibă vreme să umble după năluci. Știți care era năluca evreilor în vremea aceea? Să meargă să se închine lui Dumnezeu. Și mereu, mereu băteau poarta palatului Moise și Aron și ziceau lui Faraon, lasă-ne să ne ducem să ne închinăm lui Dumnezeu. În pustiu. Și Faraon zice, asta: năluci! Hai să vă pun eu la muncă, să vă supra-solicit, să vă umplu timpul, pentru ca să nu vă mai rămâne timp pentru asta. Asta înseamnă suprire. Nu face parte din etica lui Dumnezeu pentru îmbogățire. Când îl elimin pe Dumnezeu, elimin standardele lui Dumnezeu. Din viața personală, din afacerile personale. Vă citesc versetul 1. Lui Efraim îi place vântul și aleargă după vântul de răsărit, zilnic mărește minciuna și înșelătoria. De ce face asta? Că l-a pus pe Dumnezeu deoparte și vrea să se îmbogățească. Când Iacov în Vechiul Testament a fugit de la socul lui Laban, s-a dus și a luat familia și a luat averea și a plecat, a stat de vorbă cu familia lui și a zis, eu am lucrat pentru tatăl vostru. Și tatăl vostru m-a înșelat. Cum? De 10 ori mi-a schimbat salariul. Credeți că el a schimbat în avantajul lui, al lui Iacov? În dezavantajul lui. Asta înseamnă să, să înșeli, să faci ceva în dezavantajul celuilalt și în avantajul tău. Deși ai făcut o promisiune. Calaban atunci când l-a angajat, i-a făcut promisiunea. Și a văzut că promisiunea asta este în avantajul lui Iacov, că n-a știut că Dumnezeu va binecuvânta așa de tare pe Iacov. Și a schimbat simbria, și era schimbat, și era schimbat -o. de 10 ori. Fie mei, mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze în această zi. În această Ninive universală în care noi trăim, în care păcatul se înmulțește și Dumnezeu din cer e mânios pe păcatul ăsta, până nu vine judecata lui Dumnezeu pentru că l-am eliminat pe Dumnezeu. Astăzi să ne întoarcem la Dumnezeu. Și spune aici profetul Osea așa, Tu dar întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea și iubirea și ne nădăjdește totdeauna în Dumnezeul tău. Credeți că asta vrea Dumnezeu cu fiecare din noi astăzi? Haideți să stăm în dedicație înaintea Domnului și să ne verificăm în această rugăciune, să ne cercetăm în mod personal. Îl mai slujim pe Dumnezeu sau pe un Dumnezeu făcut de mintea noastră? Îl mai avem pe Dumnezeu ca ajutor sau l-am dat pe Dumnezeu deoparte să ne bizuim pe ajutorul oamenilor? Avem etica lui Dumnezeu în toată viața noastră sau am luat uh, etica și am pus-o deoparte și mergem după ceea ce este spre avantajul nostru? Domnul Dumnezeu să ne ierte de toate acestea, haideți să ne rugăm Domnului!